Adică în unghiul de aici, ăsta. Da, e concret. 7. E cât ăsta de aici? Da. 8. Din motive, ca în sub noi, trebuie fiind concrete, de la punctul A. Da. A, deci o latură, latură 1 și o latură. Și dacă ar fi latura asta? Trebuia. Păi știm că BA era cu AC. Da, și nu. BA este o latură. Iar triunghiul BDA este isoscel. BDA, da. Așa că perpendiculara care coboară din, care cade pe latura din D, va împarte latura în două segmente egale. Corect. Deci mediatoarea e și mediană de toată, da. Și înălțime într-un triunghi social. Adică SA e jumătate din BA. Da. Deci SA iar AT e jumătate. Adică BA egal cu BS plus SA. BA egal cu BS plus SA. Sigur că da. BA, oricum ar fi picat. Important să spui că BS egal cu SA și egal cu jumătate din BA. Asta e important. Nu că suma lor face. Adică BS egal cu SA egal cu BA supra 2. Egal cu BA supra 2. La fel, AT egal cu TC și egal cu... Egal cu AC supra 2. AC supra 2. Și cum AC egal cu AB... AB rezultă că... Și SB... SA egal cu AT. SA egal cu AT. Și atunci te-ai dus în latură, în latură. Deci vezi, trebuie relaționat un pic aici. Deci cum, de unde să plecăm aici pentru punctul B? Păi putem spune că luăm la... Deci la punctul care să plecăm noi să raționăm cum trebuie. Păi putem, începem că DA este congruent cu AE. DA congruent cu AE. Deci fie triunghiul acela spre comparare, da? Da. Deci triunghiul fie... DSA, fie triunghiul DSA... DSA... Și EAT... Și triunghiul... EAT. Despre cele două triunghiuri spui că... Știm că DA este congruent cu ET. DA congruent cu... ET. T. De unde? Din ipoteză. Da, din ipoteză. Da. Mai știm că... DA cu cine ai spus? DA cu E cu AT. Deci, poți zice DA A. cu... EA. DA cu EA. Așa. EA. DA. Am mai vreau să spunem că... DS... Hai, lasă că trebuie să muncim deoparte. Da. Ce mai au? Unghiul ăsta. D-A-S. D-A-S. Adică șaptele. Da. A, D-A-S este congruent cu E-A-T. Așa. Unghiul D-A-S. Congruent cu unghiul... Congruent cu unghiul E-A-T. De unde e asta? Din demonstrație. Da, din demonstrație. De la punctul A. Și acum... Și acum trebuie să facem ultimul. Ne mai trebuie S, A, da. T, A, T. Da? Deci trebuie să vedem de ce S, A congruent cu A, T. De ce? Și de asta pornim la treabă. Să muncim. Păi, B, S este egal cu S, A. De unde rezultă? Că B, S cu S, A? B, S cu S, A. Nu, de acolo pornim. A, păi... De la triunghiul B, A... A, A, D, B. Ce fel de triunghi este A, D, B? Isoscel. Așa zicem. Triunghiul A, D, B. D, B. Este isoscel. Isoscel, da? Adică D, A, B, din cauza că D, B, D, B, congruent cu? D, B, congruent cu A, A, D, A. Da. Pe urmă, triunghiul
triunghiul AEC. AEC isosceles. Adică AE. AE este congruent cu EC. Cu EC. Și fiind triunghiul de fond. Și mai adăugăm că triunghiul ăsta am muncit mai înainte și am adăugat că sunt congruent de el. Da? Da. Deci triunghiul ADB congruent cu triunghiul AEC. AEC. Atunci din acestea două lucruri, din cele trei lucruri spuse, triunghiul sunt isoscele și congruente, am arătat că AB AB e congruent cu AC. AC. Și ce rezultă că D, S era perpendiculară pe AB. Nu spune că era perpendiculară, spune păi distanța. Păi distanța pe perpendiculară se face. A. Da? Deci DS DS perpendiculară perpendiculară pe AB. Da. Și ET ET perpendiculară pe AC. AC. Din astea rezultă că BS egal cu SA. BS egal cu SA. Egal BS congruent, hai să zicem, congruent cu SA. A, congruent cu AT, congruent cu TC. Așa, congruent cu AT, congruent cu, cu TC. Toate patru sunt între ele. Și noi ne oprim la SA cu AT. Care da. Ne trebuie, da? SA cu AT. Semnul de întrebare fică. Și acum, conform cazului, latură, unghi, latură, triunghiurile luate în discuție, D, S, A, D, S, A, congruent cu unghiul AT. Și fiind congruente, reiese că toate elementele, toate elementele sunt congruente. Sunt congruente două câte două. Adică DS congruent cu ET. Atâtea. DS congruent cu ET. Congruent cu ET. Și, și noi trebuia să arătăm chiar da. Asta. DS congruent cu ET, care e tocmai distanță. Subliniem și asta. Sigur că și celelalte unghiuri sunt congruente două câte, dar sunt deja rezolvate. Uite, așa trebuie dusă o rațiune. Din nou, această problemă a fost făcută. Avem una? Da, da. Ia să vedem. O citesc mai întâi și după aia la bună provocați. Da, de loc. Pe laturile AB și AC ale triunghiului isoscel ABC, AB este congruent cu AC. Stai, 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 nu ești în grădină. Deci pe laturile ce spuneam acolo? Pe laturile AB și AC ale triunghiului isoscel ABC, ABC. Adică tu ce spui de aici? Facem un triunghi isoscel. Deci în ipoteză ce spune triunghiul? Se dă triunghiul ABC isoscel. ABC isoscel. Deci asta începe, cu asta începe în ipoteză. Deci ABC isoscel ar fi prima da. Informație. Asta este informația de bază. Așa că zicem, în ipoteză, avem triunghiul ABC isoscel. Și că laturile AB este congruent cu AC. Deci adăugăm aici că AD, adică la isoscelul ăsta, da. Cine laturile? Care sunt AB? AB este congruent cu AC. Asta adică mesajul, bază este BC. Adică baza este BC și laturile egale sunt acestea, deci AC. Da. Se consideră... Deci dacă aș face, aș pleca cu figura, ar trebui să construiesc un triunghi isoscel da. Cu baza BC și AB egal cu AC. Da? Da.
se consideră punctul M și N, astfel încât AM congruent cu AN. Da, M și N unde sunt? Nu spune. Se consideră mai departe. Deci, AB congruent cu AC. Se consideră punctele M, respectiv N, astfel încât AM congruent cu AN. Eu mă gândesc să le punem pe N pe AB și... Dar trebuie să spun aici. 11. Care? 11. Pe laturile triunghiului acesta, AB și AC, se consideră punctele. Păi zice, pe laturile triunghiului acesta. Adică, M pe AB, M este pe AB, M pe AB, M pe AC, dar nu oricum. Așa încât ar trebui ca AB să fie egală cu BM plus MA. Păi, totdeauna AB este egal cu AM plus MA, pentru că M e un punct pe interior. Păi este deprisos să spun chestia asta. Nu totdeauna se întâmplă așa. Dacă un punct e mai sus sau mai jos, nu are importanță. Eu l-am luat așa acum, ca autorul îmi spune, să iau pe AM egal cu AN. Nu l-am luat la mijloc, M-ul la mijloc, nici N-ul la mijloc, ca să nu pică într-un păcat, într-o situație particulară. Perpendicularele în M și N pe AB, perpendicularele în M și N pe AB, ia să vedem ce înseamnă perpendiculara M pe AB. M pe AB? Da. Ce înseamnă să ducem perpendiculara pe un punct de AB? Pe un punct de tot de AB. Adică vezi că am dreapta asta. B. Și un punct aici. E. Pe dreapta. Vom pune echerul și vom face o dreaptă. Vezi? Așa înseamnă. Deci, în punctul ăsta, ridicăm o perpendiculară. Asta înseamnă. Și acum, perpendiculara în pe AB. În M pe AB. Vom trage dreaptă. Cum? Exact. Închipuiți că AB este asta. Și perpendiculara în M pe AB. Pun aici. Așa. Asta este, da? Perpendiculara în M. Deci latura asta să fie pe dreaptă. Și unghiul drept aici să facă, nu? Și aduc tu pe dreaptă. Asta e perpendiculara în M. Perpendiculara în M pe AB. M pe AB. Așa. Taie pe AC. Să spun într-un punct. Poate zice așa, nu știu, n-am văzut. Deci, perpendiculara în M pe AB și N pe AC. Deci duc și N pe AC. Intensitatea dreptului la AC, deci asta din M, îl taie pe AC într-un punct aici, cum am bănuit, într-un punct E. Deci în E o tăiatul. Iar perpendiculara în N dusă pe cealaltă dreaptă, deci perpendiculara în N dusă pe cealaltă dreaptă, o taie pe AB în punctul în punctul acesta. În punctul, cred că e. E, zic și eu ca litere, ca ordine. Așa este? Deci, perpendiculară în M și în N, pe AB, respectiv pe AC, intersectează dreptele AC în E și în F, da. Și în F pe cealaltă. Bun. Să se demonstreze. Așa, acum să-l scriem. Deci, ce s-a dat întâi și întâi? În triunghiul ABC e isoscel, da? Da. Cu laturile AB, e teta C. Mai departe. AM congruent cu AN. Deci, M aparține cui?
M aparține lui AB. Da. Uite așa, se vede închis. N aparține... N aparține lui AC. Da. Dar nu oricum, aici virgulă, încât despre cele două trebuie să spunem că AM... AM este congruent cu AN. Așa. AM congruent cu AN. Ce am mai făcut după aceea? Perpendiculara... Deci, perpendiculara în M, da, și în N pe AB. Perpendiculara în M pe AB mai întâi, da? Da. Adică, cum am zis? Scriu N... M-E. M-E perpendiculara pe AB. M-E. Perpendiculara pe AB. Apoi. Apoi... perpendiculara NF pe AC. NF perpendiculară pe AC. Cam și așa. Acum începe demonstrația. Concluzia. Concluzia. Cerințele problemei. Da. A. Arătați că AE congruent cu AF. AE congruent cu AF. Și BE congruent cu CF. Și BE, la punctul B, da? Da. BE. Nu, tot în tot punctul A. Deci două cerințe. Da. Și BE. BE congruent cu CF. CF. Apoi B, punctul B. Punctul B este triunghiul MFO, MFO. MFO, o cine este? Nu spun nici. Trebuie să spună. Cred că stați MFO congruent cu NEO, unde O egal cu EM, intersecția cu FN. Punctul de mijloc. Intersecția cu nu știu cum e mijloc, nu-i mijloc, dar trebuie să spun. Deci aici mai adăugăm la punctul B, în ipoteză, în ipoteză aici la problemă, mai adăugăm că M-E, da, intersectează pe F-N, F-N și îi dă punctul O. Asta e punctul O, ca să ne înțelegem. Și acum la punctul B trebuie să arătăm ce? Că triunghiul M-F-O, M, F, O, triunghiul M, F, O, congruent cu triunghiul... Congruent cu triunghiul N, E, O. E, E, O. Da? Asta. Și punctul C? C, da. A, O, perpendicular pe B, C. A, O, e perpendiculară pe B, C. A, O, nu știam unde vine, doar unim pe A, O. Și când o ducem în prelungire, trebuie să arătăm cu pică perpendicular pe BC. Hai să vedem pe punctul, primul punct. Trebuie să înțelegem problema. Deci să dă un triunghi isoscel. Nu degeaba. Ce are un triunghi isoscel? Unghiul de la bază. Și cu aceea egal și unghiul de la bază egal. Da? Deci unghiul ăsta e cât ăsta. Apoi, mai departe, ce spune autorul? Că AB congruent cu AC. Bun, asta dintre mizocel. Dar ce spune? Am luat punctul M și N. M și N. Așa încât AM. Așa încât AM congruent cu AN. Hai să punem și noi că AM este cât AN. Deci AM cât AN. Nu degeaba. Am dus perpendiculara în mă. Că M... am dus perpendiculara la ME pe AB. Adică ce înseamnă? Dacă e perpendicular unghiul de aici, este cât ăsta de aici. Da. Și am dus perpendiculara MF pe AC, adică unghiul F egal cu E. Deci unghiul care?
F, stați. Cum a spus deasupra M congruent cu E, jos cred că trebuie să spunem F congruent cu E. Și unghiul ăsta cât ăsta? Așa spune. Pentru că spune NF perpendiculară pe AC. V-am zis N. F. N, F. Da. Perpendiculară pe AC. Adică am punctat, am făcut unghiul ăsta așa, s-a numit 90 de grade aici. Ah. Și la fel din coace. Deci, am făcut tot ce mi-a zis autor. Ce trebuie să arăt eu? Că A e cât A F. A e egal cât A F. A e, așa, A e acea mare. A e asta. Este cât A F pe partea cealaltă. Trebuie să le prindem în triunghiuri. A e să intre într-un triunghi. Adică A e să intre în triunghiul A O E. Da, da, nu te, nu, uite-te că ai pe A M e egal cât A E. Trebuie să te folosești de ce să dă. Păi în triunghiul A A A M E. Am e, foarte important, am e, că avem pe am și care... ANF. ANF. Deci luăm cele două triunghiuri spre comparare. Pare că merită. Că într-unul, păi intra avem aie... două, avem o latură congruentă. Au câte o latură și câte un unghi de 90 de grade, mai vedem ce mai au. Da. Deci suntem hotărâți să ne ducem pe triunghiurile astea. Vezi? Când ți este telefonat, mai trebuie să fii foarte atent. În problemă. Tu trebuie să arăți că A e, e cât A F. Deci A e în ce triunghi convenabil? Sigur că intră în A, O, cum ai zis e. Dar nu-mi place mie. Nu se leagă că am A, M, care e cât A, E. Deci de aceea fug acolo. Și nu mai avem unghiul ăsta cât ăsta. Deci fie triunghiurile, deci pentru amici, fie triunghiul. Fie triunghiul A, N, F. A, E. F. Și triunghiul. Și triunghiul AME. A, E, E. Cele două triunghiuri au? Pe cele două triunghiuri au pe AM congruent cu AN. Așa, AM congruent AN. AM, da. Unghiul M, am, am, e. Unghiul A, M, M e. E, da. Congruent egal cu an, e, an, f. Așa. Măsura, hai să zicem, măsura da. Lui A. A, M, e. A, M, e. Egal cu măsura. Egal cu măsura unghiului A, N, F, an, f. A, N, f. Și egal cu câte? Cu 90 de grade. Așa. Am dus perpendicular. Asta din ipoteză, da? Ipoteză. Și asta a fost din ipoteză. Și ce mai au cele două triunghiuri? Păi observăm că sunt unghiuri opuse la vârf acolo. Unde? Uite, eu tot trebuie să stăm la pe triunghiul A, N, F și A, M, E. A, M, E la un punct comun. Cum? Nu un punct, cum zici? Well, ce au cele două triunghiuri? Uite! Fac, am un comun. Nu poți spune, triunghiul au un punct comun, e bine. Un unghi comun. Care e unghiul comun? Care îl vezi și într-un triunghi și în celălalt. F, A, F, A, N. F, A, N, da. Și M, A, E. Și M, A, N, nu? M, A, E, corect. Adică au e și într-unul și în celălaltul. Nu-i bine sus, au punctul A într-unul și celălaltul. Unghiul. Da? Deci punem că unghiul, prin trei litere citim, unghiul. F, A, E. Nu, F, A, N. F, A, N. Deci unghiul F, A, N. E congruent cu unghiul. Congruent cu unghiul. M, A, E. M, A, E. M, A, E.
Și spun comun. Da, comun. Unghi comun. Unghi. De aici comun. Ne rezultă că din cazul de congruență latură, unghi-unghi. Deci avem latură, unghi-unghi, da. Latură, unghi-unghi, conform latură, unghi-unghi. Triunghiul. Triunghiul e foarte discursiv. Triunghiul an f. Este congruent cu triunghiul A, M, E. A, M, E, da. De aici mai rezultă că... Din asta rezultă că și celelalte elemente sunt congruente în două câte A, E. A, E. Congruent cu... A, E. Congruent cu A, F. Congruent cu A, F. Și sublinem că asta trebuia demonstrat. Și că B, E congruent cu C, F. Și că B... Ba nu, ba nu. Asta trebuie să demonstrăm. Asta trebuie să demonstrăm, mai avem un păr. Dar putem să spunem că niște unghiuri ar sunt congruente. Care un cu care? Unghiul A, A, B, A, B, C. A. A, nu, tot din acesta. Din cele două triunghiuri, cu ochiul de acolo stai, cu ochiul acolo. A, F, N. A, F, N, unghiul A, F, N. A, F, N. E congruent cu care unghi? Unghiul A, F, N este congruent cu unghiul M, E, A. M, E, A sau A, E, M, da? Da. O, A, E, M, e totul, nu, e spus bine. A, E, M. Și unghiul ăsta fiind congruente, A, F, N, cu A, E, M. O latură. Și mai avem încă câte o latură la 1 și o latură la 1. Că NF e congruent cu ME? Sigur că da, e trei latură. Deci M e, M e, congruent cu? Cu NF. Cu NF. Cu NF. Da? M e, M e, congruent cu NF. Ei, am arătat, astea se pare să fie un plus. Dar noi le-am punctat, că nu se știe dacă nu ne ajută mai departe. Mai departe trebuie să arătăm că B-E, adică am să o desenez cu cecul albastru, B-E, adică asta, trebuie să fie cât F-C, nu? Da. Buie cât F, ce? Păi vom lua unghiurile... Buie, sunt într-un triunghi deștept. Da. Păi m-aș gândi la unghiul B, E, C. B, E, C. E, C. B, E, C. La triunghiul ăsta. Și la triunghiul C, B, F. C, B, F. Despre cele două triunghiuri ce poți să spui ca? Păi știu că unghiul F, B, C este congruent cu... F, B, C, adică ăsta de aici. Da, este congruent cu E, C, F. Din triunghiul, de unde știi că astea două sunt congruente? Asta de aici cu asta de aici. Prin ipoteză. Prin ipoteză, pentru că a fost și social, da? Da. Deci unghiul ăsta aici? Intră în triunghiul F, B, C. Celaltul intră în B, E, C. Deocamdată ai spus bine, au câte un unghi. Ce mai au cele două triunghiuri? Au că nu. Deci te uiți bine la cele păi două. Păi au că B, F este congruent cu E, C. B, F, U, E, C. De unde știi tu asta? Păi știu că M, E este congruent cu N, E. M? M, F, congruent cu M, cu N, E. M, aici era, cu F? Da. Congruent cu N, E, de unde știi, ca să spun? Păi din, de la trecută. De la... Ah, dar n-am spus. Ba da, uitați acolo jos. M, E, congruent cu N, E. M, E, așa? Ha. M, E, cu N, E, F. Ți-ți trebuie, dacă ai reușit să arăți că și F, B,
E cât e că... A, pe mine ceva. Băcâi e latură comună. Foarte tare. Băcâi sunt roșatul. Ai pe bă comună, ai unghiul și acum strebi din pământ. Din ea, cu vede ca să arăți că FB e cât e cât, pentru că intri în cazul latură, unghi, latură. Cum faci că FB să fie cât e cât? Totdeauna trebuie să se învăță în mintea ta toată ipoteza. Triunghiul ABC cum a fost? ABC, isoscel. Adică toată latura asta AB și cu AC, cum a fost? Egal. Și cum ai arătat-o? Cu A, F, cu A, N. Ai arătat asta. Da. Dar dacă din asta cât asta, scazi bucățile astea. Pe asta mă gândeam, asta atunci, eu, știți cum am zis, am vrut să spun că am M, A și M, F. Și scădeam din triunghi, M, A și M, F. M, A și M, F. Și din cealaltă parte scădeam. Păi a fost, după aia așa mă gândeam. Dar zi, n-am avut pe M, F, nu l-ai avut. A, F. Tu ai toată la F. Da, așa. Ai muncit. E așa mă gândeam. Deci ai avut pe A, F, demonstrat că ai muncit la punctul A, da, care avea prima parte. Da. Deci, fiindcă A, F, e cât A, nu muncit de tine. Deci și arată că A, B, și deci arată că F, B e al cu E, și gata, cât îți trebuie. Da, și atunci te lipești la altul. Vezi cum se construiește ideea? Deci, ai văzut, tu te-ai dus în triunghiul, în astea triunghiuri. De ce B, F, C și B, E, C? Pentru că B, E intră într-un triunghi, iar E, C, E, F, C intră celălalt triunghi. Și atunci ce bine ar fi să iei triunghiurile astea? Sigur că puteai să te duci în triunghiuri, eu mă așteptam să te duci în triunghiul ăsta. E, M, B. Da? E, M, B. În care intră B, E. Și triunghiul F, N, C. F, N, C. Care sunt triunghiuri dreptunghice. Că e unghiul de 90 și unghiul de 90. Și în care mai aveam că M, N, am muncit, e cât F, N. M, N, din triunghiul M, E, B. M, N, M, E. M, E, B. M, E, B. Și F, N, din F, N, C. Este aici. Demonstrat. Demonstrat. Și atunci, în triunghiurile acestea luate la discuții, îți aveai că M, E, e cât F, N, că triunghiurile sunt dreptunghice și îți mai trebuia ce? Că N, C să fie cât M, B. Dar în ipoteza a fost luat că M este cât A, N. Și din astea două egale, scazi bucăți egale, îți rezultă așa asta. Eu mă gândeam la asta. Dar tu te-ai gândit foarte bine la triunghiurile B, F, C și B, E, C, despre care nu am avut nicio obiecții, observ că nu te-am repezit, pentru că aceste două triunghiuri sunt tot atât deștepte. Au pe BC comună, au unghiul B și cu unghiul C din triunghiurile magnetice, chiar mai ușor mi se pare. Da, mai... Da? Mai la îndemân, mai plăcut ochiului. Și că o rămânea problema lui FB cât e cât. Asta e problema. Și după aia aflam și până. Dar am făcut-o din cea mare scăzut egale, că și așa tot ce este foarte bine. Deci vezi ce punctul acesta a fost făcut. Da? Deci cum faci acum? Te las pe tine să conduci redactarea. Pentru că noi nu am gândit-o acum. Deci de aici cele două trebuie la discuții. Deci luăm triunghiile.